Salut și bine te-am găsit la încă un episod din Panic. Astăzi două replay-uri super tari cu miezul. Da, doar cu mine, sunt egoist. Astăzi am pus două replay-uri doar cu mine. Dar nu le-am pus degeaba. Le-am pus pentru că vorbim despre Burning Games astăzi și vreau să spun câteva schimbări care au avut loc în acest mod de joacă. Este un joc foarte interesant, foarte frumușel, un mod mai deosebit. Îl găsești în dreapta butonului de rating. Din 31 până pe 5 aprilie, deci din 31 martie până pe 5 aprilie, poți să te joci, cam o săptămână, poți să te joci acest tip de joc. Eu ți le recomand dacă vrei să faci credite, pentru că vei face mai multe credite în acest tip de joc, sau, bineînțeles, dacă vrei să-ți crești tânculețele pe care nu prea da curaj să le joci într-un joc normal, pentru că probabil sunt ancuri proaste și să nu-ți pierzi din win rate. Sunt lucruri care au rămas la fel și sunt lucruri care s-au schimbat în acest mod de joc. Nu uita, acest mod de joc apare foarte rar pe joc, cred că de 2 sau de 3 ori pe an maxim. Deci eu zic să profiți de acest mod de joc. E fun, nu te enervezi și dacă pierzi, e ok. E un mod care chiar mie îmi place, mă distrează sincer acest mod de joc. Ai un timp în care se desfășoară acest match și anume 9 minute, jucătorii sunt 7 vs 7, însă fiecare jucător are câte 2 vieți. Exact, are câte 2 vieți. În prima viață, să știi, ai câteva caracteristici ale tankului tău, absolut toate, nu numai a tău, toate tankurile au aceleași bonusuri, și anume, tunul tău are un damage cu 10% mai mare decât cel normal, și reload-ul este mai rapid cu 10%, puterea motorului tău este mai mare cu 10%, iar traversa, viteza traversei este la fel mai mare cu 10%, însă, în a doua viață, deci după ce ai murit odată, caracteristicile tankului tău se schimbă, și anume 43% va fi reload-ul tău, deci cu 43% vei încărca mai repede, iar damage-ul va fi la fel cu 43% mai rapid. Iar pe partea de puterea motorului și traversă, ambele au același procent, 32%, deci o schimbare ok. La fel, ce s-a mai schimbat, la fiecare 7 secunde înainte se pierdea câte 7% din HP-ul tău, dar de data asta se pierde doar 5%, ceea ce este ok. La fel, a mai crescut puțin heal-ul pe care tu îl dai colegului tău, cum fac eu acum, de exemplu, sau în momentul în care lovești un tank inamic, o parte din damage-ul pe care îl faceți va merge ție înapoi, iar acesta iarăși a crescut. Deci cam acestea ar fi schimbările și ce au rămas la fel. Altceva nu știu ce să zic. Aici să știi că nu m-am gândit că voi muri atât de repede și ca urmare nu am fost atent la munițiile pe care eu le am. Ca urmare voi folosi high explosive pentru că, da, nu uita, dacă tragi cu high explosive în colegii tăi, să știi, ei vor primi mai multă viață, mult mai multă viață, sau mă rog, mai multă viață decât dacă trage cu un AP. Nu am fost atent, deci uite, deja am 11 hituri și 4 high explosive, ceea ce este destul de puțin pentru acest tank, încarc la 9 secunde, deci da, cu 43% mai repede încarc decât în mod normal. Eu am încercat pe cât posibil să-mi ajut colegii care sunt în față, pentru că suntem în inferioritate, 8 vs 10, în schimb avem ceva baze în plus. Iar la baze, să știi, aici este un lucru de menționat, bazele la fiecare 5 secunde, în loc să scadă, în loc să urce punctajul cu 5 puncte, cum suntem noi obișnuiți la suprimația normală, aici va fi doar cu 2 puncte, deci automat trebuie să știi că în acest mod de joc nu este neapărat, important să iei bazele. E important, dar nu foarte important ca și la o supremație, deci nu trebuie să te bazezi neapărat pe mobilitate și așa mai departe. Da, deocamdată eu am făcut ceva damage, am făcut ceva kill-uri, mi-am făcut treaba, suntem 5 vs 5 și avem 3 baze. Un lucru iarăși de menționat, încearcă totuși să iei bazele dacă treci pe lângă ele, nu e neapărat să fugi de baze, pentru că automat toată echipa ta va primi 10% în plus
în momentul în care ai luat baza, iar procentul tău de a scădea, după cum vezi, în loc de 5% îți va scădea doar 2% din HP-ul tău la fiecare 7 secunde. Deci un lucru iarăși bun de bine de înțeles. Și să vedem ce se mai întâmplă. Eu la fel încerc să-mi ajut colegul. Uite, deja am peste 4000 damage restore la colegii mei, 4000 damage dat colegilor mei. Un damage frumos, adică da, deci am contribuit cât de cât. Aici am preferat, decât să lovesc un splash damage acel tank, am preferat să îl lovesc pe colegul meu și să-i dau lui 400 HP. O greșeală, nu știu. Oricum mai am un singur high explosive pe care îl voi folosi acum și după cum vezi, critical hit, no damage. Oh, Doamne. Suntem 3 versus 4, 5, pardon, avem două baze. Și acei 3 sunt de fapt eu și cu un heavy care el mai are două vieți. Ok, ce de făcut? Am spus să stea pe poziție. Stai că vine tati. Am, după cum vezi, se mișcă foarte repede tankul cu 90, deci 90 de km pe oră, 96. Wow, speedy. Și aici, hopa, am rămas doar cu hitul. Sper să te nimerezi cumva, să-ți dau un pic de viață. Da, Franț, nimic. Asta este. Heal, da, heal. Uite aici, Progetto 46. La revedere, garaj. Am mai redus puțin din handicap. Am ajuns la trecut de 800 de puncte. Ei, indienii, au doar 590, e ok. L-am văzut că se bate acolo cu acele S3, dar este one shot, nici nu mă gândeam că nu-l scoate. Ok, am și zis afirmativ, du-te frate, mă, e one shot, scoate afară tankul ăla. Uite, 100 HP și mă duc să văd dacă nu prind cumva un TD să îl scot. Și mă refeream la acel Emil. Dar nu l-am văzut, îl văd pe AT8, ok, ăla e greu de penetrat, nu mai am high explosives ca să scot acel nu-l pot penetra, îi voi da doar un splash damage, mă rog, nu-l voi penetra 100%, așa că așa să se întoarcă cumva, acum, întoarce-te, bravo, fai, normal, l-am lovit în track și nu am avut destul de penetrare ca să îl scot. Ia să vedem, reușești cumva la acest, da, 890, lansat. O, Doamne, ok, trebuie să iau o bază pentru că chiar dacă sunt 860 de puncte, să știi foarte greu câte două puncte la fiecare 5 secunde este mai nimic. Colegul meu, dacă te uiți pe minimap, el vine și el acum la baza C. E ok, bun, știu că stă el aici, deci o bază este asigurată. Voi fugi să asigur baza A, pentru că dacă nu e aici, Emil, sigur este în baza A undeva. Stai acolo, prietene, stai să mai dau una, să fii mai în siguranță. Așa, bravo. Și-a rămas cu 3 hituri. Atât, nu mai am nimic altceva. Și fug la baza A. Uite, cred că la baza A este acel Emil, pentru că ceilalți doi erau undeva la baza B, în mijloc. Hopa, cum a ajuns în baza C? Oh, Doamne, cine e în baza C? Nu am uitat. Oh, Doamne, insectele este în baza C. Nu mai am ce să mai fac. Sunt deja în capătul ăsta alt de hartă. Ok, hai să vedem Emilul, Emilul, Emilul. Hai, te rog, te rog, te rog. Bravo. 888. Indienii au 3 baze și a rămas singur. Acel IS-3 a fost absolut total paralel cu acest joc. Ar trebui să iau o bază și să fac un kill. Neapărat să fac un kill. Nu mai este timp. 888 au trecut ei, după cum vezi, se apropie foarte repede, ajung ei să ne depășească la punctaj. 896, iau 896, egalitate 900, nu-l pot scoate dintr-un foc pe acel IS-3, am prea mare viteză, Doamne, prea mare viteză. Nu se poate, o secundă și s-a terminat meciul, la 10 puncte am pierdut acest meci. La 10 puncte am pierdut acest match, da. 6445 de mici făcut într-un tank T49 în care nu prea faci credite. Da. Asta este, se întâmplă. Deci da, să fii atent, bazele sunt totuși un lucru important, chiar dacă ele doar câte două puncte se acumulează, doar câte două puncte faci per 5 secunde. Și am și un alt match.
Tot jucat de mine, după cum ți-am spus, sunt egoist astăzi. Am jucat în agent pentru că am mai multe motive. În primul rând, are multe, multe proiectile, foarte multe, are 90 de proiectile, deci nu voi rămâne fără proiectile, 100%. În al doilea rând, are o mobilitate bună, pot să influențez jocul, am o depresie bună la tun, pot să stau la delușoare, la tufe, să-i spotez, să țin, să fac spot pentru echipa mea. Și la câte șiluri am, pot să trag și în colegii mei să le dau viață berechet. Și pe Winter Malinovka, primul lucru, bineînțeles, ce trebuie făcut, tank light, este să mergi la tufă, să spotezi echipa adversă. Primul shot, primul ghinion, da, nu l-am penetrat, i-am afectat doar șenila. În schimb, îi dau un heal la T34, eu oricum sunt spotat, așa că nu are să ies, să mă trezesc deștept să ies și să fiu lovit. Așa că mi-a receptat acum camuflajul și ies înapoi să văd ce putem lovi. Și hopa, SU-100. SU-100, văd că sunt spotat, dar mă uit, mă uit să vedem cine se uită la mine. Cavidul acela nu s-a uitat la mine, e ok, nu fac stres. Acum Leopardul am văzut că e mai low HP, 200, l-am dat 200, one shot, 220. Haideți, hai Leopard, Castero, Cast, Leopard nu. Nu prea am primit să pierd timpul, secundele sunt prețioase în acest joc. Cavidul nu se uită, i-am luat șoferul, cred, sau comandantul. Hopa, hopa, se uită acum pe mine, hopa, nu e de joacă, înapoi. Deocamdată suntem în inferioritate, după cum vezi, scorul este de 12 la 13 și avem un tank în stânga care este one shot. KV2-ul, prioritate bineînțeles, nu aș vrea să stau foarte mult expus, mai ales că am fost spotat. Un bounce foarte frumos, bounce dat de mine, excepțional, în turelă la KV2. Da. Și M6 iasă, nu iasă. O, doamne, ce liniște. Hai, hai, tati, fă un pas. Așa. Odată. Reușești a doua oară să lovesc. Nu, din păcate. Ok. T-34-85, un tank bun. Pușează pe Magnusul nostru. Știm că Magnusul este tare. Prefer să scot tank din joc pe cât se poate de repede. Dar dacă nu am target, să știi că voi, eu sunt spotat acum și nu voi risca să ies acolo și ca urmare, până resetez camuflajul, încerc să dau două shot-uri la acel Magnus să-i mai dau un pic de viață. Iarăși văd SU-100Y, știm că acel tank este periculos și mai ales dacă e jucat de un profesionist, ai grijă că te va zăpăci efectiv când te va lovi cu gold. Ia să vedem, trag în tot ce mișcă, nici nu mai contează, sunt spătat, am trecut de 2100 de mii, ceea ce este ok. Eu stau cu HP-ul bine, ok, iar sunt spătat, nu mai ies, văd că Magnusul stă în poziție bună acolo de cooldown, așa că îl voi ajuta puțin cu HP-ul ca să facă față celor două tankuri care vin spre el. Deocamdată e bine, el stă bine acolo, văd și că este un 1 HP areleul, dar nu aș risca să trag un shot în el să pierd 6 secunde sau cât este, da, s-a și dus. Și apoi să-mi scoată tankul. Acum fac o mare prostie, uite după cum vezi exact, s-a tras cu gold, 530 damage. Foarte frumos rol dat de SU-100 aici, mi-a dat frumos rol și din păcate am fost scos și acum, după cum vezi, scorul este de 6 la 10 pentru adversari, deci nu tocmai un mijloc de partidă bun. Timp mai este peste 5 minute și jumătate, deci nu ar fi o problemă. Ia să vedem încă un shot, da, frumos, norocos shot acolo la KV2. 5 versus 8, să vedem ce putem lovi. Cavidul se uită pe mine, da, înapoi. Aici am lovit motorul la acest Panzer 4G, în același punct l-am lovit, iar așa doar, uite-te punctul, de 2 ori, de 3 ori în același loc. Tunul ăsta, apropo, să știi, este foarte, foarte precis de la agent. Este ca și VK28, de fapt, un tun foarte, foarte precis, cu bună penetrare. Și acum, bineînțeles, o să ne ajute arleul, pentru că încă o chestie de făcut, nu încerca să dai heal la un tank destroyer sau la un tank mediu light, încearcă să dai la heavy. Are armură, are mult HP, deci tu poți să ții mult mai bine în viață un tank heavy care are mult HP, dându-i viață, decât un tank light, de exemplu.
care poate să fie one shot pentru alte tankuri din echipa adversă. Și acum trebuie să facem ceva, trebuie să pușăm, suntem 5 versus 3, e ok. Baza nu cred că mai trebuie luată, sunt după cum vezi 300 de puncte, deci nu suntem amenințați. Ca urmare vom pușa, am scos un tank, mai dăm un heal, bineînțeles, un ram să ne mai auto delectăm cu niște HP. T25 prins acolo, adrenalina, bineînțeles, shot după shot, fai, uite-te săracul, biete de MP25, de T25. Mă încarc foarte repede, după cum vezi, și voi profita de asta și voi da heal în continuare, dar în același timp, dacă am target, voi da după target. Am prins și acest KV2 în câmp liber, în câmp deschis, nu prea mare ce să mai facă. Shot după shot. Și a mai rămas acel one shot T25, care nu cred că mai are, da, nu mai are ce să mai fac. Am dat și un heal. Încă un heal la Magnus. Deci cam asta ar fi și cu al doilea match. Pot să fac și credite frumoase în acest tank. Nu am avut niciun fel de booster, nimic. Am făcut 6000 damage și aproape 100.000 de credite, 95.000 de credite. Eu zic că este ok. Un joc frumușel, un joc bun. Un joc în care, să știi, eu m-am simțit bine și m-am relaxat astăzi vreo 2 ore. Mulțumesc mult, dacă ai întrebări sau știu eu legate de Burning Games, lasă-te rog un coment și promit să vin cu răspunsul cât se poate de precise. Mulțumesc mult și eu îți doresc mult, mult succes în acest Burning Games până pe data de 5 aprilie 2021. O zi bună să ai! Salut!